Pe februarie a sosit în România a șaptea tranșă de vaccin de la Pfizer-BioNTech, care constă în 163.800 de doze pe calea aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Peste 1.000 din aceste doze sunt așteptate în zilele următoare la Botoșani. Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, inclusiv pe care le terestră. Vaccinurile sunt transportate în condiții optime de siguranță, în containere speciale cu gheață carbonică și folie etanșă. În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepționate de România în tranșa curentă, cât și în tranșele anterioare, pe baza solicitărilor transmise la Centrul Național și Centrele Regionale de Depozitare, prin Direcțiile de Sănătate Publică Județene și cea a Municipiului București. Conform calendarului de livrare, următoarea tranșă de vaccin ar urma să fie adusă în România luni, pe 8 februarie, iar la acest moment se așteaptă confirmarea oficială în acest sens din partea firmei producătoare.